Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu s-a declarat consternat și furios de violența manifestată de protestatari împotriva medicilor la protestele de aseară. La aproximativ 24 de ore de la debutul protestului, Ministrul Sănătății crede că s-a ajuns departe cu violența și cu agresivitatea la adresa medicilor. Dar în primul rând aș vrea să spun câteva cuvinte despre evenimentele de azi noapte. Trebuie să spun că calitate de Ministrul Sănătății sunt consternat și oricum furios. Și nu din cauza protestelor în sine, pentru că acestea pot avea justificări și știm că au justificări, pot avea justificări personale, dar cred că s-a ajuns ceva cam departe. S-a ajuns prea departe cu, în special cu violența și agresivitatea la adresa medicilor și a personalului din spital în mai multe locuri din țară. Lucrul ăsta nu este acceptabil. Nici în războaie. Nu se atinge nimeni de medici, de infirmieri, de asistente, în general de cei care poartă haina albă și au grijă de cei care au nevoie. Cei care au fost azi noapte în curți ale spitalelor, la Bacău, la Galați și nu numai, aș spune că au greșit. Și m-aș opri deocamdată aici. Aș spune că au greșit. În aceste spitale sunt tratați semeni de-ai lor, sunt tratați oameni care au neapărat nevoie de îngrijire medicală. De multe ori în fața spitalelor sau chiar în curtea spitalelor sunt aparținătorii acestor oameni care așteaptă vești bune. Cu siguranță nu așteaptă ca cei care ar trebui să se concentreze pe a-i salva, pe a-i ajuta, să fie înjurați, să fie învinovățiți de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea.